dacă mă întreb pentru Oscar, el reprezintă un punct de sprijin. Știi? O constantă pentru toți cei care țin de el. Și asta e important. Și astăzi chiar mi-au dat lacrimile când zice doamna Oana, înainte de final a venit Crăciunul. Chiar mi-am adus aminte de atâtea Crăciun pe care le-am petrecut împreună, știi? Nu propriu zis Crăciunul, știi? Dar aproape așa. Și adică personal m-a emoționat foarte tare asta. Mi se pare miraculos ce se întâmplă cu spectacolul ăsta. Nimeni nu-și imagina că va dura atât, nimeni nu-și imagina că va fi lume timp de 8 ani de zile constant. Nu știu că noi vom mai putea. În primul rând, sunt foarte recunoscătoare lui Chris, pentru că alături de ea am făcut niște personaje pe care cred că și le doresc majoritatea actrițelor și care mie mi-au făcut foarte mult bine, de care m-am bucurat perioade foarte lungi de timp. Au fost spectacole longevive. Și în special spectacolul ăsta, indiferent că suntem foarte diferiți între noi și poate că teatrul pentru noi înseamnă lucruri foarte diferite, dar odată ce începe spectacolul, ce e extraordinar este că ajungem toți să fim în aceea zeamă și să facem același teatru. Și asta mi se pare miraculos așa cumva, mai ales pe măsură ce trec anii, că mai e posibil asta. Iar mie mi-a adus foarte multă bucurie și m-am învățat să iert, să nu uit că esența e iubirea și cheia e iubirea. Și de fiecare dată când sunt, nu știu, într-o perioadă mai dificilă, încerc să mă întorc la asta. Pe de o parte și pe de altă parte mi se pare că e un super cadou pe care l-am făcut Pulandrei cu toții. Și asta contează și asta rămâne, cred că, de toate părțile. Și faptul că e atât de multă lume constant, adică e, nu știu, e incredibil. Dar dincolo de asta mai e și factorul ăsta pur uman, știi? Cu povestea în sine, cu legătura cu Dumnezeu, cu reîntoarcerea la copilărie sau poate că nu e întoarcerea la copilărie, e tocmai e un loc unde poți să fii tu, știi? Uite, asta mă gândesc, e spectacolul ăsta pentru mine. E un spațiu interior, exterior, în care mă regăsesc foarte tare cât durează spectacolul, știi? Și în care nu mi-e frică. E oricum e foarte interesant că acum nu s-a jucat o perioadă atât de lungă de timp și cred că toți eram foarte curioși și speriați așa într-o măsură mai mare sau mai mică de ce o se întâmple pe scenă, între noi, în sală, dacă o să fie primit la fel de cald cum știam noi și uite că s-a întâmplat și asta mi se pare miraculos, adică ceva în ce a făcut Chris e extrem de valabil, extrem de valabil și bate toți anii ăștia. Un lucru pe care cred că și-l dorește orice regizor, orice director de teatru, orice actor, să aibă un spectacol de factura asta la el în curte.